Capela Palatului Parlamentului a fost sfințită de prea fericitul patriarh Daniel, un eveniment unic cu o însemnătate spirituală, culturală și istorică aparte, la care au participat și cei aflați la conducere. Într-un gest reparatoriu, biserica se întoarce unde a mai fost, pentru că nu avem voie să uităm că 5 biserici aflate pe actualul amplasament al Palatului Parlamentului au fost demolate de regimul ateu când palatul a fost construit. Țin să mulțumesc atât în nume personal, cât și în numele instituției pe care o reprezint, prea fericitului părinte patriarh Daniel, pentru implicarea deosebită în realizarea acestui proiect pe care l-am inițiat. Am speranța că toți cei care vor trece pragul capelei Palatului Parlamentului vor putea să descopere aici liniștea și cadrul potrivit reculegerii, un loc unde vom putea lăsa la o parte, fie și pentru o clipă, tensiunile și disputele, provocările și dificultățile politicii, transmite președintele interimar al Camerei Deputaților Alfred Simonis.